Victor Slav a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze. De ceva timp însă, prezentatorul este o cu totul altă persoană, asta din cauza faptului că înaintea sărbătorilor de iarnă, Victor Slav și-a pierdut tatăl, numai eu știu prin ce trec. De 4 luni parcă nu mai sunt om. Tata a murit în luna decembrie, era sănătos, nu avea vreo suferință. Avea doar 69 de ani. Nimeni nu se aștepta. Totul a fost așa brusc în urma unui infarct care a precedat, după cum au zis doctorii, o embolie pulmonară. A fost primul Crăciun fără tata, pentru că s-a întâmplat înaintea sărbătorilor. Acum va fi primul Paște fără el de atunci. Am avut probleme și cu mama. Am fost pe la spitale cu ea, vedeta TV își dorește să petreacă Paștele și cu fiica sa, Sofia, pe care o are cu Bianca Drăgușanu. Vreau să o vadă și mama. Vedem cum facem, mereu a petrecut de sărbători cu ambii părinți, tatăl lui Victor Slav a fost cel care a avut o reacție acidă la adresa Biancăi Drăgușanu, în momentul în care aceasta l-a înșelat pe fiul său cu fotbalistul Adrian Cristea. Diplomat din fire, acesta a evitat să o jignească pe cea care atunci era noră, dar a acuzat-o că și-a bătut joc de sentimentele fiului său, fără să fiu subiectiv, ne-a păcălit pe toti. Are un stil. E și asta o calitate. Ne-am convins și noi acum. Ne-am dat seama pe parcurs de anumite lucruri. Partea proastă este că educația pe care i-am dat-o eu lui Victor a fost cam proastă, între ghilimele. L-am învățat să aibă încredere în oameni și să învețe omul. Dar se pare că, ținând cont de situația actuală, acest lucru nu prea mai are valoare. El a căzut într-o capcană și noi toți, de altfel. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.